din ce am observat pe Netflix, foarte multe intro-uri sunt mai importante decât show-ul. Știi la cine mă refer, Kevin? Comedia nu stă în intro, comedia nu stă în outro, comedia stă în ceea ce faci pe scenă. Eu știu că ai câștigat foarte multe vizualizări pe acel intro, că na, m-am gândit și eu la foarte multe intro-uri care să adauge sau să suplinească lipsa mea de muncă oarecum pe ultima perioadă în stand-up. Ok, nu mi-a ieșit. Cred că în stand-up, oameni buni, e important show, nu intro-ul, nu outro-ul, ci show-ul. Și m-am gândit la multe intro-uri. M-am gândit, deci efectiv vreau să plece o dronă din Delta Văcărești, pur și simplu să vadă câtă frumusețe în București, ca să ia atenția omului că n-am glume în show-ul ăsta. Și după aceea să plece această dronă undeva pe deasupra Bucureștiului, ca să înțeleagă oamenii că sunt superficial. Și după aceea să vină oarecum așa într-o chestie dintre aia, să arate că sunt mulți oameni la show, ca să suplinească faptul că n-am muncit anii ăștia, să fac glume mai bune. Dar atâta e show-ul, frate. Atât am adus cap în perioada asta. Check it. Hey! Doamne, exact ca soția mea, exagerați ca soția mea faceți. Dar vă mulțumesc foarte mult, îl mai aplaudăm încă o dată pe Sergiu Mirică, care a făcut super atmosferă în așa fel încât eu să vorbesc peste aplauzele dumneavoastră. Băi, bine v-am găsit la acest special. Filmez acest special care n-are un titlu momentan. Nu știu cum să se cheme. E posibil să se cheme Coaie n-ai dinți? E posibil să fie, doar că nu știu exact, dar cine știe? Vedem, cine știe cum se va chema. Oricum, o să fie... despre ce-i vorba în acest spectacol fără nume? Aș vrea să știu și eu, maxim, dacă știi cum să încep. E cam vorba despre o retrospectivă. E o retrospectivă a anului trecut și a anului ăsta. O să vă răspund la întrebarea pe care mulți dintre voi mi-ați pus-o. Costele, cum ai fost în pandemie? Foarte mulți oameni mi-au trimis mesaje în timpul pandemiei. Lasă-ne pe noi. Tu cu familia ta, cum ești? Ești bine? Cum e în perioada asta cu show-urile? Mai ai chef să faci spectacole? Cum e cu copiii? Că am înțeles că ai 3. Și cum a fost acum în izolare? Și vreau, pentru că vă simt grija, vă simt și întrebări. Vreau să vă răspund la aceste întrebări pe care le-am primit cu miile. Deci lăsând la o parte Facebook, mail-uri, scrisori scrise fizic, scrisori și porumbei care veneau și făceau caca și îmi lăsau și în caca când răzuiam cacaul respectiv, descopeream niște mici răvașuri în care erau și cum îți e împreună cu familia în izolare. Și ca să vă răspund la această întrebare, da, nu a fost ușor, bineînțeles, pentru că a trebuit să stau în casă cu toată familia și nu am o familie, am toată familia, este dita mai familia, este ceva ce n-am conceput. Pentru unii oameni este o binecuvântare și pentru mine e o binecuvântare familia asta, dar în același timp este și nu. Pentru că la începutul pandemiei am stat în casă pe lângă cei 3 copii pe care i-ați auzit în celelalte glume și soția mea de care îmi bat joc și în celelalte specialuri. Stăm și de curând, de la începutul pandemiei, stăm și cu soacră mea. Da, formăm o familie Dolby Surround, pentru că suntem 5.1, așa se zice. Stăm și cu pisicile noastre. Soacră mea care are început de Alzheimer, semn că o să aibă și sfârșit de Alzheimer, e genul ăla de glumă care vine ca la masaj erotic cu finalizare. Și să știți că înainte să zic glume despre soacră mea și despre condiția ei medicală, trebuie să vă spun că am ok-ul de la nevastă mea, care mi-a zis așa, Coste, dacă avem grijă de mama și o ținem la noi acasă și nu o ducem la un azil, poți să faci absolut orice glumă vrei despre ea și despre boala ei. Și am fost normal că avem grijă de ea. Crezând că, Doamne, ce să stau pe materialul ăsta cu Alzheimer-ul, bum, rup. Și faza este că parcă își revine, asta e problema, parcă e din ce în ce mai bine, bă, și nu-mi dă nimic femeia, nu-mi dă nimic.
Da, în primul rând nici nu știm dacă clar că are Alzheimer. Adică n-am fost la un control de specialitate. Că noi nu credem împreună în specialitate. Noi credem în ce părere avem. Adică soția mea este responsabilă cu diagnosticul în casă la noi. Atâta face diagnosticul. Copiii au muci, sunt răciți. N-ai, gata, e clar că sunt răciți. Ce să facem, mușețel? Săraca femeie, soacră mea, a uitat odată lumina aprinsă la baie, Alzheimer, nici nu. Stai un pic, mai dă-i o șansă, mai dă-i un pic până la Alzheimer. E Alzheimer, demență totală. Nu știm, pentru că eu nu știu, pentru că are chestii pe care le uită și îmi tot repet o întrebare sau chestii care nu le uită, pe care nu le uită și îi revine în minte o chestie. Cum a fost la un moment dat că a intrat peste mine în baie când făceam duș? Și de atunci înainte are un zâmbet pe față de fiecare dată când ne întâlnim prin casă. Are zâmbetul ăsta. Hei, Costeluș, ce faci? Și mă deranjează. Zice, care-i faza pica? Ce-i cu zâmbetul ăsta? Că ai un zâmbet în colțul gurii de parcă. Ce ai văzut? Ai văzut ceva când făceam baie și eram la duș? N-am văzut nimic, nu știi că sunt uitucă? Și pleacă așa și o întâlc unde crede că e camera ei. Îmi place să mă joc cu soacră mea. Eu sunt persoana matinală din familie, mă trezesc primul, fac baie, nu fac baie chiar în fiecare zi, dar mă spăl. În fine, eu pregătesc micul dejun și eu mă duc la Bica și zic, Bica, e gata micul dejun, te aștept în bucătărie. Și într-o dimineață mă și spălasem pe păr, aveam părul un pic mai lung, arătam angelic, ca să nu mai descriu foarte, eram și aveam și o bluie lălâie de vama veche, in alb, ceva finuț la atingere, cu niște mici pete de iaurt și cu și pantalonaș scurt așa, numai puțin cât să-mi iasă de sub cămășuță, dar nu dintre aia care să-mi acopere genunchii, că mie mi se pare că genunchii și la bărbați sunt sexy, chiar dacă sunt acoperiți de părul ăsta grecesc. În fine, angelic, ca să nu mai continui cu descrierea asta libidinoasă. Și când m-am dus în camera lui Bica să-i zic că e gata micul dejun, am deschis ușa și am surprins pe fața ei o panică, cum că am murit, a venit un înger să mă ia. A avut așa, stătea și la un moment dat, nu, mai vreau să trăiesc, nu mă lua acum, mai am lucruri de aiurit, mai am aceeași întrebare de pus, vreau să sâcă-i copiii ăștia. Știi, și am simțit această panică și nu i-am mai zis, Bica, e gata micul dejun, m-am uitat foarte serios la ea și i-am zis, e timpul, și am închis ușa, lăsându-o să fiarbă în suc propriu. Da! La jumătatea anului 2020 ne-am mutat la țară în pandemia asta, în lockdown-ul ăsta care s-a întâmplat, ne-am mutat la țară într-o casă pe care am construit-o acolo împreună cu familia și a venit și soacră mea și îi murise de curând o rudă. Cum se întâmplă la oameni când sunt bătrâni? Dacă nu tu, alții. Și m-am gândit eu, dacă tot eram la țară și era o mănăstire foarte mișto acolo lângă sat, zic, nu face Costeluș pentru soacra lui number one cinste cu un acatist? Tot știam de acest deces, zic, face cinste cu Costeluș cu un acatist, să vezi, spune o vorbă frumoasă soacră mea la fică sa, să lasă cu futut. Nu, dar era o fată care dădea în cap prea, știu despre ce e vorba. Și soțul meu sau iubitul meu, partenerul meu, a dat un acatis pentru taică-miu și dă, ce i s-a întâmplat. De-aia e cu mine acum, e ferfeniță aici, este franjur, i-am făcut-o franjur, așa poftă mi-a dat acest acatis. Nu, dar, ok, tăiem, să știți că partea asta o tăiem din spectacol, nu o să fie, sau nu. Ideea este că am luat-o pe soacră mea, ne-am dus că era frumos afară, duminică, am mers la mănăstirea respectivă, știam ce să fac cu acatistul ăsta, știam cum să procedez, pentru că am mai făcut odată în această viață, acum vreo 30 și ceva de ani, singura, ultima oară, când am făcut prima și ultima oară, forțat, obligat de mama, mi-a dat o hârtiuță pe care erau trecute niște prenume, cu niște bani și mi-a zis așa, Costeluș, du-te frumos la domnul preot, așa să-i spui, așa să dea pentru Giorgel, pentru Nea Grigori, pentru Alexandru și pentru Virginiel, care a murit de leucemie, de aia nu avea păr pe cap.
și să fie de sufletul lor. Și am, nu vreau să fac asta, mă e trup urechile. Trecerea aia abruptă a părinților de pe vremuri, old school parenting, trecerea de la te roagă mama să faci asta pentru ea. Dar nu vreau, băi, te omor în bătaie. Și făceai, că mă și speria femeia, mai ales când sunt împreună așa, să devenea ca o covată. Dacă, și să făcea așa, măi copile, dacă nu... Deci cam știam despre ce e vorba cu acatistul. De asta când am intrat în mănăstire, am lăsat-o un pic pe soacră mea să caut niște foaie, niște pix, să scriu prenumele defunctei. Nu aveam nici foaie, nici pix. Zic, hai să caut pe acolo, pe lângă ziarul Lumina. Am văzut... În fine, acum... Na, s-a mai schimbat vremurile, este, nu știam, că altfel scriam pe el. Am luat, erau lumânări, niște iconițe și am văzut undeva în dreapta, pe o măsuță acolo, la intrare, niște tipizate, niște cartonașe frumoase dreptunghiulare. Așa a scris deasupra, bolduit, subliniat, acatist, după care nume, prenume și sumă. Bă, ești nebun, deci... Foarte frumos s-a organizat, a dat cineva de Word, mi s-a părut așa, este... Zic, ok, frumos, nu știam care e numele de familie rudei decedate, am scris doar prenumele Ștefania, m-am controlat în buzunar să văd câți bani am. Aveam 107 lei, 100 de lei bătuți, ceilalți nebătuți, într-o bancnotă de 5 și 2 de 1 leu. Victoria. Acum nu știu de ce am arătat asta pentru explicația asta, dar nu contează. Da? Deci aveam 2 de 1 leu și una de 5 și una de 100. 100 de lei am zis că nu dau. Nu dau 100 de lei că știu cum e la acatist. Nu o se simte în vocea preotului că ai dat 100 de lei. De parcă ajunge pomelnicul ăla la ea că ai dat mai mult. De toată lumea, pentru Dumitru, pentru Alexandru, pentru Vigil, pentru Domnul Nimic, pentru Neacumit, pentru Neacotic, pentru Bebe, pentru ta-na-na. Știi? Nu de parcă s-ar opinia pentru mine. Pentru Ștefania! Se știe, Ștefania, s-a dat 100 de lei. Sufletul Ștefaniei, ăștia suntem noi din neamul acesta. Bă, la noi se dă, iată-ne pomeniți. Proștilor care sunteți noi, o să facem un pas de suflet în față, suntem mai aproape de Dumnezeu. Ja de aici cu 6 lei sau cât a... Zic, nici nu vreau să fiu un acatist de 2 lei. Nu dau 2 lei pe acatist, nu fie așa. Zic, 7 lei, mi se pare 7 lei o sumă perfectă. Bă, culmea, mi se pare că s-au adunat universurile toate și au făcut cumva ca prin niște Saturn să fie în Mercur și Mercur în Centaur sau ceva de genul ăsta, în așa fel încât eu să am 7 lei, pentru că mi se pare 7 cifra magică. Sunt 7 zile ale săptămânii, sunt 7 pitici care au fost cu albă ca zăpada. Și da, sunt 7 discipoli pe lângă ceilalți 5. Deci este, sunt, că e foarte, da, sunt 7 care sunt mișto și au mai fost 5 de umplutură. Nu înțeleg exact de ce a fost nevoie de 12. Că 7 erau, a fost Iuda în primul rând care n-avea ce să caute acolo. Iuda trădător, futul în gură, că iată-ne în haosul ăsta din cauza lui că a trădat. Toma necredinciosul, de ce să ai pe cineva care nici nu crede? Efectiv, toată ziua era, o să merg pe apă. Cu aia nu cred, nu cred că mergi pe apă. Bă, uite-te că mergi pe apă. Bă, eu nu cred că mergi pe apă. Cred că e ceva pe dedesubt. Ai pus niște chiloțel dintre ăsta de la dosare. Sunt mulți chiloței prinși așa, habar n-am. Nu știu, există, explicați. Pula mea, eu nu știu de ce vin la retreat-ul ăsta. Zic, 7 lei, suma perfectă, 7 lei. Am dat 7 lei, am trecut Ștefania, 7 lei. Am dat-o acolo la cineva, sta lângă soacră mea, s-a dat pomel pentru Ștefania. Și după aceea, la sfârșit, ca să mă asigur că am înțeles de ce am adus-o la mănăstire, am zis, Bica, să știi că am dat un acatist pentru Ștefania. Cine? Zic, uite, vezi, asta e boala, bă, ăsta e Alzheimer. Aprică boală, Doamne, de ce, mă? De ce? De ce se face asta, oameni? Aprică boală. Și m-am uitat la ea și cu milă, așa, știi, eu... Este Ștefania, este soția fratelui tău. O cheamă Irina. Ah. Doamne... Să plouă, nu-i problemă, dă-o înapoi prin ploaie. Și
galbenă, fă ce vrei, nu știu. A, Ștefanie, ăsta, Irina o cheamă. Și de ce am dat eu pentru Ștefania? Asta a fost faza, că am dat un acatis greșit. Și m-am confruntat cu o situație în acel moment. Am dat un acatis greșit și cum fac eu rost de bani înapoi? Asta a fost, astea au fost gândurile care mi-au venit. Ok, când dai un acatis greșit, ce se întâmplă cu banii tăi? Lasă pomelicul, dar ce se întâmplă cu banii tăi? Eu n-aș vrea să... Adică m-aș fi dus la preot, zic, mă scuzați, din păcate n-am știut cum o cheamă pe moarte și am dat un acatis greșit. Se poate să-mi dați banii înapoi? Un voucher, accept și un voucher, nu-i problemă. Ceva reducere pentru următorul acatis, dar dați-mi ceva să simt că nu sunt fraierit așa, pe bune. Sau nu știu, pe bune, e o întrebare pe care ți-o pui așa. Este, eu chiar eram curioasă, sunt singurul prost care a dat un acatis greșit sau mai sunt și alții? Este o întrebare care există pe forumuri de ortodox, ce faci când ai un acatis greșit? Există asta în căutarea Google, în istoricul unui Google, ce faci când ai un acatis greșit? Că mie că scriu treaba asta și Google să fii... Pe bune, că-s curios, ce faci când ai un acatis greșit? Se prinde Dumnezeu, chiar tot cunoscător, și vine pomernicul ăla către el și pentru mine, pentru Alexandru, pentru Ștefania, e Irina, dar e prost. Lasă că știu pe cine să pomenesc. Și Dumnezeu se duce la suflete și începe și ne-a Dumitru, Alexandru, Ștefania și îi pomenește și el. Pentru care e faza? Doar pentru că aude numele alea și să fie așa. E cineva Ștefania pe aici? Nu, doar Irina. Aha! În fine, asta nu știu. Dar ori sunt o grămadă de suflete Ștefania care sunt pomenite, care țin de mănăstirea respectivă și sunt toate, dar nu-l cunoaștem pe băiat. Dar nu știu, nu face parte din neamul nostru. De ce a dat? Pentru care dintre noi a dat? N-a trecut numele de familie? Păi nu se poate așa ceva. Trebuie și aici un pic de... Nu, trebuie și CNP-ul pus pe... Mă rog, să știți că nu e un final extraordinar la această glumă, dar voi ați fost minunați. Promit că o să muncesc mai mult data următoare. Eu să știți că am făcut școala în România. Promit că o să muncesc mai mult data viitoare. Și poate că mulți oameni m-au întrebat, Costel, scuză-mă că te întreb și pe Messenger și în scrisoare, dar cum a fost cu copiii în perioada asta, când s-a trecut de la școală fizică la școală online? Da, o să vă explic. O să vă explic. Da, a fost treaba asta. A fost școală online, băga-mea și picioarele. Și copiii au trebuit să descopere că nu facem nimic noi ca părinți în timpul zilei. Asta a fost cea mai nasoală chestie. Pentru că noi nu ne așteptam să vină pandemia asta și să stea copiii acasă. Și atunci ce am făcut înainte de pandemie, noi ca să-i motivăm pe copii să plece, să se îmbrace mai repede pentru grădiniță și școală, a fost să le spunem că, bă, avem treabă! Nu pot, nu văd capul de treabă, mâncați-și groata. Hai odată, îmbracă-te, că știi că eu întârzi și voi fi dat afară de la munca mea și nu o să mai avem bani de ciocolat. Și ăștia erau căcați pe, hai bă, scoală, bă, să motiva unii pe ceilalți. Trezește-te, dădeau pumni și picioare în cap, morții în măs. Abura, nu mai mă cumpăra ciocolat. Să îmbrăcau singur, să spălau pe dinți afară. Era... De multe ori îi lăsam, nici nu era deschisă grădinița și el ningea afară. Eu eram în mașină cu căldura dată la maxim, în tricou. El zgribulea, tate, nu-i deschisă grădinița. Important e că știi să vorbești. Scopii la grădiniță la vârsta ta care nu știu să vorbească, fac da, na, 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 na. Când vine paznicul îi spui, deschide ușa și lasă-mă să intru. Și plecam și nevastă mea dormea de mult, mă strecuram lângă ea, Netflix toată ziua, că era și la program prelungit. Labă sex, m-a comandat căcaturi de pe Glovo, copiii nu știu câți bani avem. Comandat inele cu diamant, ne durea fix la... Mm-hmm. Și cred că de asta este pedeapsa lui Dumnezeu pentru familia mea, este pandemia asta. Nu vreau să fiu paranoic, dar cred că pandemia este împotriva mea, efectiv. Serios, chiar au stat acasă și s-au prins când aveam treabă.
Deci toată faza asta a fost o minciună, pentru că se uită așa ce facem prin casă și ăsta mijlociu s-a prins așa, știi? Se uită așa la ce fac eu și... Tati! Tu ai treabă? Mă retrag, nu, dar a fost treaba. Când n-am treabă, frate, asta e faza, când n-am treabă și a trebuit să ne prefacem că avem treabă. Asta a fost partea nasoală în pandemie, să ne prefacem că avem treabă. Că așa i-am păcălit. Și cineva să-mi așa ia prin casă, tot felul de chestii, să agită, mergi așa, asta e, așa trebuie să mergi prin casă, să parcă ai treabă, că și schiezi în timpul ăla, hai băgana și pula, se a înghețat parchetul și aluneci. Eu să fac lucruri bărbătești în casă, serios, mă mai duceam, mai ridicam colacul de la WC-ul, mai puneam la loc. E important, tate, să înțeleagă lumea în casă, că și ridici colacul, dar îl și pui la loc. Din când în când să țin în reflex. Eu făceam pipi pe colac înainte de voi, dar acum ăsta este exercițiu ca să mă educ, să fiu bărbat în casă. Soția se ducea la bucătărie, curăța niște legume, le tăia cu bulețe și le arunca, că nu știa ce să facă cu ele. No, ea n-a făcut o ciorbă în viața ei, de-am comandat ciorba de pe Glovo, de la Dante Lenzi sau ceva de genul ăsta. A trebuit să facem școala online. Când zic să facem școala online, este fizic să facem. Pentru că cel mare a intrat în pandemie în clasa 0. Pe lângă faptul că a intrat în această clasa 0, a intrat și la școală online. Și este două lucruri nasoale. În primul rând, clasa 0. Care e faza cu clasa 0? Există această clasă pregătitoare între grădiniță și clasa 1. Pentru că știm cu toții cât a fost de traumatizantă trecerea de la grădiniță la clasa 1. Doar că nu erau părinții aia pregătiți să ne asculte plânsetele și nemulțumirile. Păi, cum e posibil așa ceva? Direct clasa întâi, doar familia mea, cum se poate așa ceva? Anul trecut, plastilină, bastonașe, morții măsii, ne jucam cu lucruri. Acum mă înveț să citesc, să calculez, nu pot să duc mintea la... Ia mă înce, mă, micuța mea, ia. Clasa 0, care sună aiurea. Sună aiurea clasa 0, față de clasa 1. Când treci la grădiniță la clasa 1, parcă plecai din ceva întâi, premiul întâi. Toată lumea din clasa 1 lua premiul întâi. N-a fost nimeni care să ia mențiune în clasa 1. Doar dacă era țigan. În fine, dar... Asta e ultima glumă care se mai poate... Am menționat că a fost și un țigan în clasă asta. Dar restul toată lumea era cu premiul întâi, clasa întâi, toți eram... E sună bine clasa întâi față de clasa zero. Parcă te pregătește pentru o viață de loser. În ce clasă ești? Zero. Ce vrei să faci când te vei face mare? Nimic. Dar trebuie să recunosc că mi-a trezit un pic de interes această școală online, cel puțin din trei puncte de vedere, și anume chiulit, copiat, autoritatea profesorilor. E un pic altfel. Serios, chiulitul e mult mai simplu în școala online, mult mai simplu. Ai închis laptopul, l-ai închis și bang, ești chiulit. Este, nu mai vrei să fii la ore, ai dat pe X acolo și ți-ai închis internetul. Nu mai am internet, e pană de internet. Bam! Și ești acasă, este chiulit cu teleportare, este așa de plăcut. Poți să ieși efectiv din camera laptopului de pe... și să fii în cameră și în același timp tu să nu fii la ore. Și profesorul să fie, bojoc, mai ești? Hm? Și în același timp mai te-a să te întreb, băi, ai fost la ore? Mm-hmm. E așa frumos față de chiulitul ăla pe vremuri. Mi-aduc aminte prima oară că primele dăți când am chiulit, păi era o muncă, nu a fost atât de simplu, nu era atât de simplu. Era un stres emoțional, trebuia să pleci fizic de undeva și după aia unde te duceai? Acasă? Nu! Trebuia să hoinărești de ampulea pe locuri. Până când veneau părinții, era o apăsare. Devină un sentiment groaznic. Nu plecai așa doar pentru că puteai să închizi bang, laptopul și mă o să mă culc sau... Asta e.
Era o treabă dintre aia. Știi când aveai o apăsare de, băi, nu mai vreau să stau la, la ora de chimie, că n-am notă, urmează chimia. Deja erau trecute 5 minute din pauză, deja timpul începea să fie, bă, dacă nu plec acum, nu cred că mai pot să mai plec, o să mă... S-auzea timpul acolo și eram, trebuie să... Dar mi-e rău, trebuie să-mi fac testul ăla de AVC, ia să văd, zâmbesc, ridic mâna, pot să zic ceva, pleacă, pleacă. Și deodată de nicăieri, după 8 minute de pauză, te ridicai în picioare, mai pleacă cineva de la chimie? Toți colegii se uitau dubios la tine, nu vrea nimeni să plece cu tine, mai era unul în prima bancă. Hai că merg eu, hai! Și plecai cu ăla, chiar dacă nu era un prieten bun sau un coleg cu care te înțelegeai, plecai cu ăla să duci povara. Și nu plecai imediat așa, te duceai, că putea să te prindă profesorul pe coridor. Te ascundeai un pic în baie. Și încercai să respiri încet, să nu te audă. Te ridicai pe WC-ul, blocai, că mai veneau profesori dintre aia, ca în Squid Game. Cu armă. Unde ești, mă, pula mea, să pleci? După care te dai o șpagă la elevul de serviciu, cumva ajungeai să fumezi în cimitir. Cumva ăsta era deznodământul. Era un stres atât de mare încât la sfârșit, la sfârșit ajungeai cumva în cimitir și... Am fumat mult în cimitir în clasa 7, în sensul că am chiulit mult în clasa 7. Și pufăiam. Era modalitatea corpului meu de a fi inteligent și anume nu trebuie să intre fumul ăla în tine. Corpul meu știa că nu trebuie să intre fumul ăla și fumam țigară doar de gest și luam... De ăsta cu care chiuleam foarte mult așa, stătea pe bancă foarte apăsat, așa avea 46 de ani, eu nu înțeleg. Mereu, eu cred că de-aia, numai la orele în care chiuleam venea, nu știu exact care era toată faza. Bă, fuma. Se uita pe crucea aia unde fumam așa și mai ridica ochelari, că avea chelie și dădea părul. Își dădea părul din ochi de aici. Avea părul lung. Îi venea părul chel, deci chelii lui de aici, dar totuși îi veneau firele în ochi și tot timpul venea. Și fuma și îmi zicea, nu mai strica țigările. Te trage în tine. Și de ce trebuie să trag în tine? Trebuie să tragi în tine, că altfel strici țigări. Bă, și m-a prostit. Și cum tragi în tine? Și mi-a zis așa, tragi fumul în gură și pe aia faci... Hipopotam! Asta a fost schema lui, lecția lui de viață. Omul care m-a învățat să fumez a fost așa. Iei fumul în gură și faci... Hipopotam! Am fost un pic sceptic la început, zic, orice zici, nu trebuie neapărat să zici hipopotamic, eu cred că orice zici dacă faci, eu cred că tragi fumul ăla în tine, în plămân, eu cred că tind să cred asta, că nu e important hipopotam, trebuie să zici hipopotam. Părea că știe de undeva, părea că e o lecție ancestrală de fumat. Serios, până la urmă nimeni nu știe cum s-a apucat omenirea de fumat. Nu există un studiu sau o carte de istorie. Știe cineva care a fost primul om care a fumat sau care a fost filmul? De unde s-a pornit? Erau niște oameni, făceau foc, arunca niște tuton și făcut. Da, mergea să da, hai să nu tragem chiar tot. Că ne cam amețești. Hai să tragem un pic așa, nu știu. Că filmul că părea că știa omul de la origin când zicea asta cu hipopotamă. Din vechi strămoși, auzise de la un vechi amerindian de la, dintr-un ritual. Și s-a dus din vorbă în vorbă. Oamenii nici nu știau ce e la hipopotam, pur și simplu. Am făcut asta, clar, îți dai seama, eram mic, maimuță, imitam. Luat țigara, am tras fumul în gură, am făcut hipopotam și am vomitat pe crucea lui Huțanu. Am vomitat tot am vomitat pe crucea lui Huțanu și tind să cred că o chema Ștefania. Nu știu de ce, dar tind să cred că o chema Ștefania pe doamna Huțanu, a cărei cruce a fost vomitată pe. Sunt glumele traduse din engleză, de asta prepozițiile
cu. Da. Copiatul este e diferit la școala online. Nu mai poți să mai copiezi de la un profesor. Nu poți. Deși unii părinți încearcă. Asta mi se pare interesant. Că au fost unii părinți care au copiat, cred că la viața lor, și e mai important pentru ei nu ce să învețe copilul este nota, și fac chestii, se bagă din dat să nu se vadă pe cameră și sunt în spatele laptopului cu planșe de au stat toată noaptea să-l învețe pe copil și la facultate copilul este... Meningita, hai că știi să citești. Dar pentru mine mi se pare că dacă vrei să copiezi acum cu școala online, cel mai important lucru, asta e metoda mea, este imediat după cameră, deci imediat după camera laptopului, să ai un prompter acolo și să citești lecția de pe prompter și să înveți să citești de pe prompter cum citește Andreea Esca, că pare că nu citește, nu știu dacă ați observat. Dar Andreea Esca pare că nu citește știrile. Deci nu-i să mișcă ochii. Cum face femeia? Deci eu dacă am vreo problemă cu extraterestre pe pământ, este clar că Andreea Esca are rădăcini din extraterestre. Că, cum căcat? Poți să citești fără să iei. Bună seara, România! Bună seara, Pro TV! Hai că am terminat! Așa. Deci la distanță, cum căcat poți să citești? Pare că și învață știrile pe de rost. De asta e, asta e singurul ei job. La ora 7 trebuie să spună niște știri. Cred că asta face în fiecare dimineață. Și ia niște hârtii și le învață pe de rost toate știrile. 6 vasluieni au violat un cal. Sau ce știri trebuie să prezinte ea. Habar n-am. Ideea este că atât de mult mi-a plăcut să copiez. Deci de când am observat ce îmi face copiatul la viață. Copiatul e un drog. Copiatul e fin, îți dă un high maxim. Este de... copiat hai. Nu știu dacă l-ați trăit chestia asta când copiezi adrenalină. Eu nu m-am prins profesorul, am luat șase la examen. Și am copiat, că mi-aș pula măta. Băi, deci este... Doamne, ce senzație. Eu aș mai face din când în când așa o facultate. M-aș înscrie undeva la... Să dau un examen și să copiez. Mamă, mi-ar plăcea să prind momentul ăla în care, efectiv, să-ți poți să-ți injectezi singur un chip aici pe sub retină, să iei de pe AliExpress un chip dintre ăla să-ți bagi aici cu știi și să ai toată, să ai PDF-uri sau docx-uri dintre astea și să fii la examen, să fii acolo. Spuneți-ne și nouă rețeaua asta. Imediat, domnul, să miști din ochi așa. Imediat... Să ajungem la rețele. Așa. Abia aștept. Oricum, ideea de prompter mi se pare atât de tare. Eu mi-aș dori un prompter în casă. De ce? Vă explic. Pentru că mi-ați scris foarte mulți pe Facebook. Costele, cum te... Mi-au scris foarte mult pe mail-uri și scrisori. Mi-au fost trimis și vulturi cu mesaje. Costele, cum? Și din viețe anterioare mi-au venit mesaje prin meditație. Costele, cum te-ai descurcat cu soția în această perioadă? Da, soția mea este mai autoritară, iar eu sunt o fire mai slabă. Da, sunt o fire mai slabă. Nu, am a yes man. Și nu am a yes man pentru că sunt strong. Am a yes man pentru că am a no man. Nu știu să spun nu. Da. Deci ideea de... Pentru că sunt o fire slabă, așa de multe ori soția mea că e mai puternică și mai autoritară, nici nu trebuie să țipe la mine. Doar își ridică un pic cu un semiton tonul. Tonul cu un semiton așa. Costel, vină un pic! Și vin! Orice fac, vin! Este las treaba și vin acolo. De câte ori nu te-am rugat să nu mai lăsăm hainele pe marginea patului, că de-aia ne-am construit dressing-ul ăsta. Ca să lăsăm hainele acolo. Și sunt așa, zic, da. Da, eu că am venit în grabă acasă când m-am luat cu ceva și... Dar le strâng acum, ia că nu mă mai șterg și... Hai că le strâng și rezolv după aia. Da, hai că le împăturesc.
Și pe câteva minute îmi vine așa momentul ăla de, bă, de ce pula mea slabă așa morții măsii, serios, dar ce n-am, de ce nu răspund? Pui me de process, bă, process, mamă. Și asta zic, cum prompter în dormitorul nostru, într-un colț acolo, bă, m-ar ajuta pentru momentele alea, știi, să le am acolo, în caz că se mai întâmplă câte o chestie de genul ăsta, mai vine soția, hainele astea de ce stau aici? E casa mea în gâtul mătii. Cu didascalii frumos acolo. Și spui mâna în buzunar, da? Chiar dacă n-ai pantalon pe tine, pui mâna unde crezi că e buzunarul. Ți-atingi pula, nu știu, faci... E casa mea în gâtul mătii. Ce tot ții pe așa femeie? Nici o șciorbă nu știi să faci. Sunt banii mei. Tu știi că eu am cumpărat casa asta? Câte spectacole am făcut. Am specialuri care au făcut mii de dolari pe YouTube. Și autoritatea profesorului nu mai există la școala online. De ce? Pentru că ai buton de volum. Nu mai are ce să mai ții pe profesorul la tine, că îl dai încet. Unde poate să mai ții pe la tine, că îl dai pe mut? Bă, copii, puneți-vă cu burta pe carte, că nu trece nimeni la materia de... Și poți să-l faci și mic din zoom. Și gesturile lui sunt mici. Ca atunci când te înjură cineva în trafic și are geamurile ridicate în mașină. Ai văzut că nu e nimic acolo? Mai greșești și mai tai fața în trafic și după aia te uiți în oglindă retrovizor și vezi. Mai ales că în perioada asta mulți au și mască în momentul ăla. Chiar n-aș înge nimic la tine. Și am foarte mulți oameni m-au întrebat pe canalele de social media. Dar cum am văzut eu oamenii în perioada asta? Și da, într-adevăr, oamenii în perioada asta au fost mult mai tensionați și mai nervoși. Asta am recunoscut în România. Oamenii n-au mai avut bunăvoință și blândețe. N-au mai fost oameni care să fie drăguți unii cu ceilalți. Și vreau să vă zic că am un singur moment fericit că am putut să scap de sector 2. M-am mutat din sector 2 în sector 1. Sector 2... Era un chin, un stres în fiecare an, în perioada aprilie-mai, când trebuia să-mi depun declarația 200 la ANAF sector 2. Acolo era o doamnă, e o doamnă funcționară la sector 2, care este tunsă ca Kim Jong-un. Dar dacă era Coreea-Norvegia, direct așa arăta, pentru că ea e pe blond, așa e pe blond, dar fix drept paralipipedul ăla, așa, cu ochelari. Durdulie, stă înghesuită în scaunul ăla și la ghișeu când se uită la tine, ei se face scârbă de tine. Ce vrei, bă? Nu face asta, dar are atitudinea asta. Și de multe ori când m-am dus acolo și mai aveam câte o problemă în el de lămurit, simțeam așa o presiune. Săruna, nu mă pricep și dar să poate să mă ajutați că n-au venit în poștă scrisorile cu impozitele ținute la sursă din ce am înțeles de unde am lucrat ca pe drepturi de autor încerc să poate să CNP-ul, bă, și când zicea CNP-ul, tăia efectiv orice elan. Un chin și mai toți funcționarii de pe, nu știu acum, poate s-a schimbat. Dar erau, bă, te uită cu scârbă, s-au săturat de prostia noastră, s-au săturat.
Bă, și maică-mea încearcă să mă ajute. În fiecare an, undeva pe la jumătate lui aprilie, începe să mă anunțe. Vezi că vine perioada aia anului când se lasă cu roșu în fața ochilor. Deci este, trebuie să te duci până la sector 2, la ANAF, și să ceri o fișă cu evidența veniturilor pe anul trecut, în așa fel încât să-ți calculezi eu ce ai de plătit pentru declarația 200, ți-o completez eu așa. Am și plec de acasă cu un stres fantastic. Ajung acolo, stau la rând. Și cât îi văd pe oamenii în față cu problemele lor, toți, fiecare se ceartă cu femeia aia. Toți pleacă de acolo dezamăgiți. Ba, pula mea, mă mut de aici în sectorul. Stau la rând și este atât am treabă. Este declarație, nu, declarație. Fii concentrat, Costelea. Este pe lângă faptul că este ANAF sector 2, dar e și spectacolul tău. De ce se concentrează-te să iasă bine? E show-ul tău, nu e ANAF. E filmare, nu e ANAF. Ok, fișă evidență venituri anul trecut. Fișă evidență venituri anul trecut. Am un moment în care sunt sigur. Bă, e bine, mă, pula mea, mă, nu mă pricep eu să rețin atâtea spectacole de stand-up comedy și nu știu eu să rețin fișă evidență venituri anul trecut. Dă, morții, deci, da, totuși, memorați fișă evidență venituri anul trecut. Fișă evidență venituri anul trecut. Îmi și cânt ca să rețin așa prin cântat. Un folk dintre ăsta obosit. Fișă evidență, venituri anul trecut și acum voi și când tot eu. Fișă evidență, ca să rețin. Da? Și stau, ajung acolo, dau peste Kim Hong-un acolo așa al finanțelor. Spuneți, banii ăștia, eu am banii mei de anul trecut, îmi trebuie pe o hârtie lui mama, ea... Ea se ocupă, mama calculează așa și eu ca să, când vine ea, eu vin, nu ea. Dar ei sunt în calculator banii, deci se mi face, uite cafea, mi-a zis mama. Ei tuns la fel, vă o sun, vorbiți cu ea? Bă, să uită cu o scârbă la mine, bă, și așa mă enervează când se uită cineva cu scârbă la mine. Am asta, asta iese la suprafață ceva, dar ce ai, bă, ce te uiți cu scârbă, așa că... Și mereu plec de acolo foarte supărat la mod, bă, ce nașpa este asta, ce nașpa este să te duci într-un loc și să te simți așa, cum poți să lucrezi în astfel de condiții? Negândindu-mă o secundă prin ce trece femeia aia, m-am gândit numai la mine, nu m-am gândit niciodată din perspectiva, cum arată o zi din viața unei funcționare la ANAF? Că nu e așa pentru că așa e ea. Iarna când a fost bebeluș, n-a fost așa. El zice, ce pula mea e asta? CNP-ul, mama, CNP-ul când îmi dai țâță! A ajuns așa. Lasă-mă pe mine că am fost idiot și băbani. Dar câți proști, câți alți proști sunt în fiecare zi la ANAF sector. Nu v-ați supărat, hârtia asta mai aveți că am completat greșit. Ce hârtie? Asta! Mai aveți hârtia asta că am completat greșit. Am văzut căsuța cu numii. M-am gândit, complectez nume, nu? Am completat nume. Văd jos căsuța cu prenume. Ce fac acum? Șterg prenume de sus și completez jos? Sau vă prindeți dumneavoastră? Oamenii foarte... Costele, dar când s-a lucrat la tine la... La garsoniera de vis-a-vis de apartamentul tău, cum a fost în pandemie? Mulțumesc pentru această întrebare. O să vă răspund la... Sigur că o să vă răspund la ea. Sigur vă răspund la ea. Da, a fost... Oamenii sunt foarte nervoși în perioada asta. Și în garsoniera de vis-a-vis de apartamentul unde locuiesc acum se lucra. Și era un băiat acolo care spărgea faianța și înjura faianța aia. Deci este era așa de agresiv. Spărgea faianța și pe aia... Și lua pauză, putem așa pe faianța lui mătă. Bă, cum patos, bă, înjura faianța aia. De parcă o iubea, tu m-aș în gura cu faianța, mă. Cine a pus faianța asta, bă, mea și pula în ea. Bă, dar ți-a pus în ciuda mea, morți în... Și s-auzea la mine în casă și l-am sunat pe proprietar că-l știam și zic, bă, vezi că ai un băiat aici care îți lucrează, de-ți înjură faianța de mamă. Deci este, tu vrei așa ceva? Că eu sunt într-un film acum în perioada asta în care vreau să cumva vreau să
mergem înspre bine, să ne schimbăm. Adică nu vreau cineva să ne lucreze cu bad juju în casă. Nu vreau mâncarea să-mi fie gătită cu nervi, cu dragi. Unde puiul? Ce ai bă? Șef la cuțit, Hell's Kitchen. Pa, puiul! Că așteaptă-o! Morții măs, unde puiul? Serios, când e gata puiul, dar făcut cu dragoste să vină atunci când te înțeleg și vreau să mănânc puiul ăla cu good juju, nu bad juju. Așa și ăsta lucrează cu bad juju în casă la el. Și mi s-a părut ok să-i zic, bă, îți lucrează cu bad juju în casă. Și de mult închisese la telefon. De mult a închis la telefon. Că a fost, iar mă sună ăsta, fite-l în gură, nu-mi place deloc de el. În fine, ideea este că undeva, acum ceva timp, abia ce am reușit să o adorm pe fiică mea. A treia producție a familiei Bojoc, care doarme greu. Încep de pe la 12:30, la 2, pe abia ce face cu ochii așa și are respirația. Și la ora 2 a început ăsta să dea cu bormașina. Normal că s-a trezit și m-am înfuriat, m-am dat jos din pat, m-am dus la ăsta, am bătut în ușă, tu-s morții mătii, a deschis ușa, m-am uitat la el și am zis, dacă mai dai o dată cu bormașina, ăla mi-a zis, dacă-ți fut una, și am fost, ai câștigat. Nu-mi vine să cred, foarte tare. Mai, hai că mai vin o dată, hai că ai 1-0. Ai... Era băiatul, avea pantaloni de instalator pentru că îi se vedea fundul din față. Îi se vedea care, din față, îi se vedea care cur, jumătate de cur afară. Cu o dâră de moloz var pe față, de parcă proaspăt băgase cu fața într-o cutie de cox și a fost, îl bat, îl omor. Zi, bă! Era pachet, era și dăduse cu bormașina, cu coxul ăla în el, cu gletul ăla în el. A fost să fii cu minte. Vezi, ai grijă. Și am plecat de la ăsta, m-am dus, m-am încuiat în casă și l-am sunat pe proprietar și zic, vezi că ai un băiat aici care a vrut să mă ia la bătaie, a vrut să mă ia la palme, e foarte agresiv și foarte violent. Ce-mi zice, eu mă știu și pe noi a vrut să ne bată. Dar e un băiat de treabă și foarte muncitor și punctual. Bă, serios? Așa au ajuns muncitori. Atât de mulți au plecat la muncă în altă parte, în alte țări, în afară, care sunt cu construcțiile și cu astea, încât cred că acceptăm și violator dacă pun gresii și faianță bine. Asta e treaba lui. Este, știm. Na, ce să facem? Acceptăm. Asta e meteahna lui, violul. În rest, gresie și faianță la milimetru, domnule. Nu-i place consimțământul. Asta e. Dar e un băiat foarte punctual. La ora 7 a violat, la 8 e la noi acasă. În fiecare dimineață. Mare băiat. Mai pot și eu un pic de bere, vă rog? Adică eu știu că pot, dar mai eu pot mult mai mult, dacă se poate. Eu am avut parte de o echipă foarte mișto unde au lucrat ăștia la mine la apartament, o echipă foarte faină. În schimb, am avut o problemă cu un singur muncitor, un electrician, cea mai proastă combinație, bețiv știrb, un singur dinte în gură, mirosea a vodcă la 8 dimineața. Bă, nu înțelegeam nimic din ce îmi spune. De ce se fie... Domn Bosen, veni un pic, nu am să ne înseamnă. Anainte... De domn Bosen, când am tântem din post-ministratea... Mamă. Și eram, știi cum, cu greu. Uite, tine n-am gândit, Anna. Uite, veni mai întâi, când am venit să pun în capul, când te-am gândit în capul, când în curând, tata. Dar tine am gândit, eu m-am gândit, în tata. De... Dita dangonam, de tin tan 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 mata kanai. Ada tak putin de? Tak ang ketit de? Tadi kam bumu betu morni, bumu mana nana di? Tadi tin tin bumu tu kundur putu apa ni? Enti ni 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 ni. Și noroc că era un traducător. În echipa lui exista un traducător. Un băiat care l-a prins la 4 dinți distanță, l-a prins și la 4 dinți și a prins muzicalitatea, a văzut degenerarea dicției, dar totuși a înțeles cum comunică omul. Și el prin sunete cumva se asocia la el așa, prin Bluetooth și
Ce vreau să spun, domnul Viorel, este dacă putem să ieșim cu un cablu pe aici frumos, pe sub parchet și să ieșim cu un întrerupător aparent. Asta a zis? Mie mi s-a părut că a zis, asta mi s-a părut că a zis, dacă asta... Da, hai să facem asta. Și acum că înțeleg că să facem asta. Odată m-a prins fără traducător și a venit la mine și a zis, domn Bostel, că îmi zicea domn Bostel. Asta este, eu n-am întrebat niciodată de ce îmi zice domn Bostel. Eu n-am înțeles care-i filmul, care, de ce îmi zice, este comasat numele meu de familie cu prenumele Bojo Costel, domn Bostel. Ca să, na, pierdere de timp să spui, domn Bojo Costel. Nu? Plus că putea să și moară de AVC în acel moment. Că îl mai vedeam de multe ori, domn Bostel. Și făcea... Și zâmbea cu tot dintele. Sau îmi zicea domn Bos Costel. În fine, n-am mânat să știu niciodată. Domn Bostel, veni domnul că mi-am mândrit ceva. Deci, aici nu am avut niciodată. Nu am avut dacă nu trec. Deci, eu te-am gândit. Când nu am un catar, i-am conținut un narcun. N-am conținut destul de dat. Că de aici, i-am mers de cap, i-am mers de lumină, dar ce m-am gândit? Nu putem să-i zic în frumos, așa cu un cabl, te-i zic în contra un milocuș, hă? Zic să vezi că e întrebare, să-mi apura, să vezi că nu-i monolog. El nu se laudă cu ce a făcut, el mă întreabă ce să facă. Băga mea și picioarele. Faza asta cu... E semn că e semnul întrebării. Serios? Zic, iată-mă acum la risc și câștigi. Este... O dau. Este... Aș fi preferat să cumpăr criptomonede decât să răspund în momentul ăla. Eram... Haide să facem așa, cum a zis dumneavoastră. Și eu acum am un întrerupător în mijlocul ușii. Asta mi-a zis el. Dacă poate să pună un întrerupător în mijlocul ușii de la intrare. Și oamenii m-au întrebat pe toate canalele astea și pe YouTube mi-au lăsat multe comentarii, pe lângă foarte multe comentarii de hate, care nu le înțeleg. Dar ai avut așa un stres în perioada asta? Te-ai speriat cumva că poate te îmbolnăvești grav și moare cineva din jur? Da, normal că mi-a fost și frică să mor. Normal că mi-a activat și frica de moarte, normal. Și faza este că la mine există o frică foarte nasoală de moarte. Frica să mor ca prostul. Asta e. Lasă că mor, că mor ca prostul. Eu nu vreau să mor ca prostul. Știu, comedia e foarte simplă. Trebuie să bei bere, atât. Eu nu vreau să mor ca prostul. Eu detest, am o mare groază. Cea mai mare frică este să merg pe stradă, să mă împiedic, să-mi intru un șurub în cap. Asta este frica de care mă sperii cel mai tare. N-aș vrea să mor ca prost. E ceva acolo. N-aș vrea să, nu știu, să... Pentru că știu că las o poveste urâtă pentru ceilalți. Adică am o responsabilitate a copilului. Trebuie să fiu un erou pentru ei. Trebuie să am o moarte în care salvez pe cineva de la nec sau pur și simplu fac ceva eroic. Nu m-am împiedicat de la băuturi și mi-a intrat un șurub în cap. Sau fut pe cineva în lift și cade liftul. Să fie toată lumea așa, să fie maică mea acolo plângând, mama băiatului și eu tot mama băiatului. Și să fie... N-aș vrea să se întâmple treaba asta. Pentru că știu cum e la mormântare. Ați observat că despre oameni despre care se spune că le-a plăcut viața, au făcut toate lucrurile care să le distrugă viața? Trebuie să fi fost la o mormântare unde erau niște bătrâni acolo, mamă, ce a plăcut viața lui Nea Grigori. Dar ce a făcut toată viața? A băut. Bă, toți bețivii, toți drogații, toți vicioși, toți curvare, bă, ce le-a plăcut ăstora viața. Aia de merg la sală, niște sinucigași. Aia de mănâncă sănătos, niște depresivi, urăsc viața. N-ai văzut cum bagă furculița în salată aia, fute-mă și pe ea viața. Mă leargă pe banda aia și transpir și s-o opresc. Dar nu mă iau odată, dracu, Doamne, la el. Că de asta alerg, să-mi pleznească inima. Oamenii ăștia urăsc viața. Cui îi place viața? Aleluia! E micul în gură și... Serios! Și asta e... Frica mea este să mor ca prostul, că știu că o să fie la mormântare două babe, două rude de ale mele de la țară, care sunt să zice, dar cum a murit ca prostul așa? Cum mergea pe stradă?
s-o împiedicat și i-a intrat un șurub în cap. Mă, dar eu îl știam pe ea deșteaptă. Olimpic la informatică să moară ca prost așa. Era băut. Era. Serios, și n-aș vrea să mor aiurea. Serios, am judecat multe morți la viața mea. Eram puștan, aveam vreo 12 ani, când, 11-12 ani, când a murit Michael Hutchins de la In Excess, no one cares, și actorul de la Kung Fu, no one cares, de autoasfixiere erotică. Sugrumat și autoplăcere. Și aveam 12 ani și când am auzit de chestia asta, că cineva nu mai creează pentru că și-a luat viața printr-o autoasfixiere erotică, eram bolnavule. Dement, egoistule, bă, urăsc oamenii. Acum am 39 de ani, sunt foarte curios care-i faza cu... Sunt foarte curios care-i faza. Care-i faza cu autoasfixierea erotică? Este ceva extraordinar. Tu îți dai seama că te sugrumi, te masturbezi și poți să și mor de la asta? Și oamenii când simt că mor, nu se opresc din masturbat? Ce plăcere e acolo încât tu nu te oprești? Tu te sugrumi, rămâni, fă iară și aia faci... Cred că mor. Na, na, na! Dăm în continuare, tăticu! Cu aia undeva dispare instinctul de supraviețuire. Deci la aia dispare instinctul de supraviețuire. Creierul tău este să murim! Tu stai seama cum ajunge sufletul tău în rai? Dați-mi voi. Dați-mi voi că vă explic imediat. S-o plăcere în sorai? Foarte drăguț. Adică aș încerca treaba asta, dar mi-e frică să o fac singur, că nu vreau să mor ca prostul. Aș face-o cu soția mea. Ea și explica. Uite, bă, am judecat în copilărie, dar acum vreau să-mi împlinesc karma. Vreau să înțeleg prin ce a trecut omul respectiv. Am vrăjeală dintre asta. Și aș convinge. Uite, lăsăm un pic cu copiii cu mama mea și... Mergem într-o cameră de hotel, mă sugrum, mă masturbez, când îți fac semn să te opri, dai drumul la curea, asta este. Când mă vezi că am ochii bulbucați, îți vână de la față și fac... Hipomodam! Hipomodam! Dai drumul! Nu sunt împăcat cu treaba asta. De ce? Mie că nu dă drumul. Asta este problema. Mie că femeia nu dă drumul. Și dacă aș fi femeie, n-aș da drumul. Înțelegeți unde? Măi, gluma. N-aș da drumul. La modul ăla, stai cu... Tu stai pur și simplu și îl vezi pe ăsta că se masturbe. Și îl vezi vânând la față, la un moment dat, du-te în morții, mătii. Și îl sugrumi și după aia el... Bă, nici nu se oprește. Du-te, dracu, de bolnav. Și te omoară, preferă să te știe cum erai, nu cum ești. Și n-aș face asta, deci mi-ar fi frică. Și mi se trage treaba asta de la o senzație nasoală de înnecat cu mâncare. Nu știu dacă ați trăit, e groaznică. Înnecat cu mâncare, știi, când bagi mult și nu îți dai seama. În clasa nouă am trăit prima dată chestia asta, cu mâncat mult și m-am înnecat cu mâncare. Nu... Am fost la un grătar exclusiv cu băieții, în clasa noua, ca să facem o legătură de prietenie între noi și m-am dus și eu acolo. Mai mic de satură, mai timid, mai firav așa, eram acolo frumos, mai multă lume, era o caserolă de mici, un pet de bere, 16 băieți. Puteți să trageți concluzia că n-am prins mici la acel grătar. N-am prins mici, nici bere, nici muștar, dacă vă vreți să cred. Deci totul a fost pe un pic. Am primul grătar molecular a fost pentru mine. Este un pic de pâine prin grăsime de la mici cu niște muștar și spumă de la bere. Avea și denumire în franțuzește chestia asta. Un peu de pain, avec du grasim de l'appetit, avec du mustard de tecusi, de la spum, de la bière. Făcute de mănăstiri. Mănăstiri. Mai. În mănăstiri. Și am mâncat chestia aia de parcă era iaurt. Am dat ochii peste cap. La al doilea grătar exclusiv cu băieții m-am dus pregătit pentru căcatul ăla. Am stat numai lângă oala aia unde se punea carnea. N-am plecat. Deci unde se puneau mici, eu am stat acolo lângă oala respectivă. Am avut scutec pe mine în caz că era să mă ia pipi, să mă ia. Când s-au pus micii de pe grătar, primul mic pe care l-am băgat în mine a fost întreg, ca să pot să-l prind și pe al doilea. Deci,
L-am luat, l-am strecurat în muștar și l-am băgat întreg, așa, direct cu o bețigaș, direct prin esofag, ca să pot să-l prind și pe al doilea. Și în câteva minute mi-a trimis stomacul jumătate de mic înapoi cu muștarul intact. Și cu mesajul, coai, n-ai dinți! Titlul spectacolului. Ai niște chestii în față, rumegă un pic aici și ajută-mă, nițel. Serios, fă un pic din micul ăsta, pasta aia din care s-a făcut el, fă-o la loc și trimite-o înapoi. Am nevoie de chestia asta. Bă, și mi s-a pus jumătate de mic cu muștarul intact în gât și am crezut că o să mor ca prostul necat în camera. Un moment foarte bun să mă masturbez, dacă știam. Dacă știam că asta va fi plăcerea, o făceam dinainte. Efectiv, pe dinăuntru simțeam că mor ca prostul, pe din afară nu încercam să stric relațiile cu prietenii. Pur și simplu mâna în buzunar. Bă, toți ăștia se uitau la mine. Unul nu m-a ajutat. Unul. Toți se uitau la mine. Ești lacom, meriți să mori. Hai băieți, luați-i micii și muștarul. Și vă mulțumesc foarte mult că ați fost prezenți. Apreciez maxim. Vă super apreciez și vă super iubesc. Și în caz că o să-mi scrieți zilele următoare, Costel, dar când o să mai scrii un alt material? Curând, prieteni, curând. O seară faină, pa!